De fiecare Crăciun avem anumite așteptări despre cum va fi atmosfera magică. Întâlnirea cu familia, cadourile, colindele, invitații, ora la care vor sosi, masa festivă, bucuria și pacea generală, cum o să ningă afară și așa mai departe. Ca oameni ne proiectăm în viitor și îi luăm cu noi pe toți cei pe care îi știm și ne imaginăm cum vor fi lucrurile și cum ar trebui să fie. Și ne formăm aceste așteptări în mintea noastră. Toată bucuria Crăciunului este legată de așteptările pe care le avem, dacă ele sunt împlinite sau nu. Și dacă nu sunt împlinite, toată bucuria și pacea noastră se transformă în stres, supărare, dezamăgire, anxietate. Și astfel, pentru mulți dintre noi, Crăciunul este cel mai dezamăgitor timp din tot anul. Vă invit să ne urmăriți în această seară la 20+, pentru că vom discuta despre cum putem gestiona toate aceste așteptări pe care ni le proiectăm și despre cum putem să avem un Crăciun plin de semnificație în adevăratul sens al cuvântului. Dragi prieteni, sunt Evelina Manea și mă bucur pentru că în această ocazie specială vom discuta despre un subiect care sper să vă placă la fel de mult cum îmi place și mie. Creștinii din lumea întreagă sărbătoresc în această perioadă nașterea Domnului Isus. Și pentru că aceasta vine la pachet cu multe așteptări mai mult sau mai puțin realiste, vom vedea cum putem face față lucrurilor neașteptate care ni se întâmplă. Alături de noi în această seară este doamna psiholog Roxana Dana Mihăilescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc frumos de invitație! Doamna psiholog, suntem deja în plin sezon al sărbătorilor de iarnă și aș vrea să vă întreb de ce ne place să ne proiectăm tot felul de așteptări magice cu privire la Crăciun, v-aș întreba în prima etapă. Ne imaginăm că totul va fi perfect, mâncarea, relaționarea cu cei dragi, ne imaginăm ninsoare afară, foc în șemineu. De ce ne place să ne facem toate aceste așteptări magice, să le numesc? Pentru că, indiferent de vârsta pe care o avem, purtăm în interioritatea noastră instanța psihică a copilului. Cu alte cuvinte, ne purtăm cu noi, pe noi cei care am fost atunci când eram copii. Și copiii cred în magie. Copiii cred în Moș Crăciun. Copiii au o gândire magică și de multe ori chiar reușesc să se convingă că au trăit magia. Îmi amintesc un ajun al Crăciunului, acum mulți ani, când părinții mei îl culcaseră pe fratele meu mai mic, îl convinseseră că trebuie să ducă la culcare și că moșul va veni în timp ce el va dormi. Și la un moment dat, când ei se fâțiau cu cadourile pe sub brad, fratele meu mai mic decât mine, le auzim strigând, moșu, moșu, și deschid ei ușa, el era în mijlocul patului, cu ochii ațintiți spre geam, așa, și cu mâna spre geam, i-am văzut mustețile pe geam! Geamul era înghețat și erau flori de gheață. Și le-a imaginat. El a rămas convins, poate că și în ziua de azi e convins că a văzut mustețile moșului. Deci, indiferent cât am fi noi de serioși, de triști, de realiști, de pesimiști, există în noi o parte, mai mică sau mai mare, care continuă să creadă în Moș Crăciun. Și asta ne determină să avem așteptări cu privire la tot ce e frumos în această perioadă. Și asta. Și asta. Este legat faptul că avem, în general, așteptări mai mari de la viață, iată, de aceste așteptări magice care spuneți că provin din copilărie? Ar fi bine să facem aici o diferențiere între scopuri și așteptări. Scopurile în viață ne arată direcția către care ne îndreptăm. Ne arată cam pe unde am ajuns noi, unde suntem,
în momentul prezent, da, unde suntem pe tot acest parcurs, ne ajută să progresăm. Scopurile sunt bune. Așteptările sunt ceea ce noi legăm de aceste scopuri și reprezintă modul în care noi vizualizăm, ne dorim, ne imaginăm că se vor întâmpla lucrurile. Așteptările sunt de cele mai multe ori legate și de ceilalți și de aici vin și dezamăgirile, pentru că și ceilalți au așteptările lor și iacă nu tot timpul ele coincid cu ale noastre. Să spunem că eu îmi stabilesc ca scop să petrec Crăciunul la munte împreună cu prietenii și fac rezervări, conving câțiva prieteni să meargă împreună cu mine, totul este în regulă. Numai că eu mă aștept să petrec acest Crăciun în natură cât mai mult timp. Vizualizez un foc de tabără, concursuri de săniuși, facem oameni de zăpadă, nu știu, ne dăm cu Sania și ajung acolo și constat cu dezamăgire că prietenii mei doresc să petreacă acele zile de Crăciun mai mult în interior, la gura sobei, ca să zic așa, jucând cărți sau jocuri de societate. Evident, voi fi dezamăgită că acel absolut. Crăciun nu s-a întâmplat așa cum eu mi-am dorit, am vizualizat. Și care ar fi soluția? Cum să evităm să fim dezamăgiți? Păi mai puține așteptări, mai puține dezamăgiri. Cam asta ar fi soluția. Este mereu greșit să ne proiectăm aceste așteptări? Nu-i neapărat o greșeală. Cu toții avem așteptări într-o mai mică sau mai mare măsură. Însă dacă dorim foarte tare să controlăm lucrurile, atunci, da, s-ar putea să avem o problemă mai mare, pentru că ține de control. De control. Și, da. De ce avem mereu, nu știu, dorința asta de a ține toate lucrurile sub control, de a ști mereu ce urmează să se întâmple și ne e frică oare de neașteptat sau de lucruri imprevizibile? Într-adevăr, cu toții dorim să planificăm și lucrurile să se întâmple cam cum am vrea noi și acest lucru și datorită faptului că nu ne place să fim surprinși, nu ne plac schimbările, ne simțim în siguranță când lucrurile se întâmplă așa cum știm noi, așa cum ne-am dorit noi, așa cum, numai că viața nu este așa. Viața nu este așa, nu poți să ai în permanență controlul. Tot ce ai este controlul asupra clipei prezente, da? Acum. Și iată că a și trecut clipa. Așa este. Și se spune că viața este ceea ce se întâmplă când eu sunt ocupată să-mi fac planuri. Există anumite metode, nu știu, pe care le putem aplica astfel încât să ne putem obișnui cu faptul că nu avem cum să controlăm ceea ce urmează să se întâmple. Metoda ar fi să acceptăm că nu putem să avem. Deci control total nu există. Așa ceva nu există. Și odată acceptat acest lucru, te simți ușurat. De ce? Pentru că atunci când îți dorești să controlezi totul, practic responsabilitatea ta este uriașă și te apasă. Da? E ca și cum dacă lucrurile nu se întâmplă sau se întâmplă ceva rău, e numai din vina ta, pentru că tu n-ai reușit să controlezi. Ceea ce este ireal și nu duce bine, nu te duce bine. Pe când dacă accepți și lași viața să se întâmple și lași viața să te surprindă, tot ce ai de făcut este să fii atent la oportunitățile pe care ți le aduce. Adică s-ar putea să pierd multe trenuri rapide care duc acolo unde vreau eu să ajung, în timp ce eu aștept personalul. Așa mi-am proiectat eu. Așa mi-am proiectat, să merg cu personalul.
Există așteptările pe care ni le proiectăm cu privire la perioada aceasta în mod special. Credeți că sunt influențate de social media, de ceea ce privim și mereu pe Facebook, pe Instagram, pe toate rețelele acestea? Evident, evident. Social media, pe lângă multe alte valențe, o are și pe aceea manipulării prin imagine. Și normal că imaginea vinde. Social media vinde imagini și imaginea la rândul ei vinde mai departe. Așa fel încât în perioada asta suntem bombardați cu tot felul de imagini care ne reprezintă Crăciunul perfect, Crăciunul ideal, în care familii fericite și armonioase petrec într-o casă cu multe camere, decorată, interior, exterior, cu mașini luxoase la poartă, în care bărbații omnipotenți își invită partenerele să petreacă Crăciunul la Paris, unde ajung cu avionul personal și partenerele arată superb, ca niște top modele, mămicile arată ca niște top modele, sunt tot timpul bine dispuse și fericite și vreau și eu. Normal că vreau și una. Și atunci realizez că nu pot să am nici casa aceea cu multe camere, nici mașina aceea luxoasă, că tocmai mi-am luat una bună pentru mine acum, dar și ajung ori să fiu foarte prost dispus și să întâmpin Crăciunul ca un Grinch, ori mă duc și-mi iau Coca-Cola și napolitane Joie, pentru că aceea îmi pot permite și pentru că oricum mesajul subliminal din reclamă ăla era: dacă beau Coca-Cola pot să am un Crăciun fericit. După cum ne-ați spus și dumneavoastră și după cum știm cu toții, lucrurile într-adevăr nu se întâmplă mereu așa cum ni le așteptăm. Și spuneați că cel mai bine este să nu ne proiectăm așteptări, să lăsăm lucrurile să curgă. Dar totuși, dacă ne-am proiectat, ne-am imaginat anumite lucruri, suntem deja cu prietenii la cabană la munte, după cum dădeați exemplul, și suntem dezamăgiți, cum să gestionăm această situație de dezamăgire pe care o simțim, astfel încât să nu ne ruinăm toată vacanța? Să pândim ceea ce ne aduce. Nu ne-a adus Moș Crăciun ceea ce am visat. Dar poate dacă nu mi-a adus păpușa, e bună și mașinuța la ceva. Ideea e că să mă gândesc de ce m-am dus acolo, da? M-am dus să petrec Crăciunul cu prieteni. Atunci asta fac. Petrec Crăciunul cu prietenii și îmi propun să mă simt bine. Și să văd ce m-ar putea mulțumi, ce m-ar putea face să mă simt bine din ceea ce am la îndemână, din ceea ce mi s-a oferit. Ca un ultim sfat din partea dumneavoastră pentru noi toți acum în prag și în plin sezon de sărbători, care ar fi acesta? Să vă propuneți un Crăciun fericit alături de cei dragi. Vă mulțumesc mult, doamna psiholog, pentru prezența dumneavoastră și sper să ne vedem și anul următor. Mulțumesc frumos și eu și cu drag oricând. Povestea nașterii lui Iisus ne învață cum să așteptăm neașteptatul, pentru că fiecare detaliu al ei a fost complet neașteptat. O puteți asculta în câteva momente la 20+. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice:
iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamărântul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Dragi prieteni, suntem la 20 plus și discutăm despre felul în care ne proiectăm anumite așteptări cu privire la lucrurile care ni se întâmplă în viață. Am văzut puțin mai devreme de ce se întâmplă aceste lucruri din punct de vedere psihologic și am ascultat povestea nașterii lui Isus, care este exemplul perfect de o serie de evenimente neașteptate care s-au întâmplat. În continuare vom dezbate acest subiect din punct de vedere teologic, împreună cu Daniel Lavric, student la teologie. Bună, Daniel, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Nașterea lui Isus, după cum am spus și după cum știm, a reprezentat o serie de evenimente neașteptate. De la faptul că a lăsat tronul ceresc și a venit, s-a întrupat pe pământ într-o familie foarte săracă, într-o adolescentă. Faptul că locul unde s-a născut era extrem de sărac. Și multe alte aspecte pe care aș vrea să le comentăm acum pe rând și să ne explici de ce a ales Iisus să se nască într-un context atât de neașteptat. Da, probabil că e neașteptat pentru noi care trăim într-o altă cultură și care trăim la 2000 de ani după ce acest eveniment care a marcat istoria s-a întâmplat. Însă este cert, este vital să înțelegem că Hristos s-a întrupat, s-a născut la împlinirea vremii. Adică, chiar dacă pentru noi de multe ori nu are sens, acest eveniment important, Dumnezeu îl planificase înainte de veșnicie. Și, de altfel, înainte de veșnicie a fost o dezbatere în Consiliul Sfintei Treimi și s-a ridicat o întrebare: cine va merge pentru noi? Cine
este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Și Fiul din Sfânta Treime spune: Tată, iată-mă, trimite-mă, vreau, mă duc să fac voia Ta. Acum, la împlinirea vremii, Hristos vine pe pământ și își însușește umanitatea, se face asemenea oameni, pentru că, cum zicea și C.S. Lewis, ce este născut din Dumnezeu este Dumnezeu. De altfel, Fiul este singurul născut din Dumnezeu, aceeași substanță, aceeași natură cu Dumnezeu. Îmi cer scuze că te întrerup, s-a făcut asemenea oamenilor, dar totuși a ales să se facă asemenea oamenilor celor mai de jos, să zicem, adică a venit într-un context și într-o familie foarte săracă. Nu putea să aleagă să se nască într-o familie mai de nobili, într-un palat? Da, putea. Dar, cum spuneam, el a ales să vină pe pământ, tocmai pentru că noi am fost creați de Dumnezeu, asta înseamnă că nu suntem Dumnezeu, ca să ne dea din viața lui Dumnezeu, să intrăm, cum zicea Iisus, să fim asimilați în viața lui Dumnezeu. Și el s-a ales să nască într-o familie săracă, cum de altfel a fost profețit prin Isaia, printr-o femeie tânără, cum este tradus, tocmai ca toți oamenii, toate clasele sociale să aibă acces la el. Dacă el s-ar fi născut într-un palat cu o armată și oameni care să-l slujească neîncetat, oamenii sărași, cum ar fi păstorii și alții, n-ar fi avut acces la Iisus Hristos. Așa că dacă el s-a născut într-o familie săracă, simplă, toate clasele sociale în felul acesta aveau acces la Iisus Hristos. Un alt lucru interesant pe care l-am observat este în arborele genealogic al lui Iisus, pentru că Matei ne prezintă acolo toată spița, sau mă rog, nu toată, unii strămoși ai lui Iisus, însă ce mi s-a părut interesant a fost faptul că a ales să specifice unele persoane, unele personaje despre care știm cu certitudine faptul că erau foarte păcătoase. Adică nu doar că s-a născut într-o familie săracă, dar provine din Rahav, care știm ce istorie avea, din Tamar, de asemenea foarte multe alte persoane care nu erau evrei. Moabită, Rut, exact. De ce crezi că s-a întâmplat așa? Da, dacă ne uităm în genealogia Domnului Iisus Hristos, vedem nu din toate neamuri, dar vedem reprezentanți din anumite neamuri care, evident, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și nu aveau o relație personală cum de altfel avea poporul Israel. Și Matei prezintă în genealogia Domnului Iisus Hristos faptul că în spița de neam a Domnului Iisus au fost și oameni care nu aveau contact. Pentru că planul lui Dumnezeu încă de la începutul omenirii a fost ca întreaga umanitate să-L cunoască pe El. De altfel, misiunea poporului Israel a fost ca el să fie lumina neamurilor. El n-a înțeles lucrul acesta, așa că la împlinirea vremii când Hristos a venit, el a, prin respingerea poporului Israel, Iisus Hristos a fost mântuitorul întregii omeniri. De asemenea, în momentul în care Matei ne prezintă care au fost oamenii care l-au așteptat, îi specifică pe cei trei magi din răsărit, care practic nu erau evrei, nu li se dăduse lor în mod specific scrierile, nu li se dăduseră scrierile Vechiului Testament, erau practic niște filozofi păgâni. Cum îți explici faptul că cei din poporul evreu, cei cărora li se dăduseră profețiile, nu l-au așteptat? Acum, să spui că nu l-au așteptat e un pic cam mult spus, pentru că ei erau familiarizați cu profețiile din Vechiul Testament și știau locul în care se va naște, știau că printr-o femeie tânără Hristos se va întrupa în umanitate. Însă problema lor a fost următoarea. Ei așteptau de la el un izbăvitor pe plan politic, social, aveau alte pretenții și oarecum vreau ca Hristos să se plieze la așteptările lor. Pe când Hristos avea un alt scop cu ei și scopul lui era clar, ca să elibereze de puterea întunericului, puterea păcatului și să intre în relație cu Dumnezeu. Ei l-au respins pe Mântuitorul și încă de la naștere l-au respins prin mâna lui Irod, așa că Dumnezeu se descoperă unor păgâni. Cel mai probabil că veneau din Babilon, din cultura Babilonului,
Și acum, dacă ne uităm puțin în istorie, știm că poporul Israel a fost minim 70 de ani în robia Babilonului și oarecum erau familiarizați cu cultura evreilor și magicii știau că un izbăvitor se va naște în Israel. Așa că ei, când Dumnezeu le pune această stea pe cer, înțeleg că un rege... Da, pentru că îi zice, am venit să ne închinăm împăratul iudeilor. Ei știau ceva, aveau ceva informații despre cultura evreilor și despre profețiile care erau în Vechiul Testament. Așa este, însă în momentul în care ei au urmat steaua, au mers la Ierusalim și au început să întrebe oamenii. Se așteptau ca toți să știe despre ce ei vorbesc, pentru că erau profețiile date în special lor. Și totuși nimeni nu știa. Am putea spune că le-au fost și lor înșelate așteptările. Da, pentru că de obicei un rege se naște într-un palat, adică se naște într-un loc în care e mult mai bine decât ceilalți oameni care sunt de clasele mai de jos sociale. Acum, în cazul lui Hristos nu a fost așa. Și ei au mers la palat pentru că au crezut că acolo se naște un rege, ceea ce l-a tulburat mult pe Irod și pe, scrie Matei, pe locuitorii din Ierusalim și... Irod cheamă pe preoți și pe cărturari și culmea ei se uită în profețiile Vechiului Testament și descoperă că în Betleemul din Iudea, adică citează o profeție din Mica și înțeleg locul, localitatea în care se naște Hristos. Acum, apoi îi zice, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase seaua. Apoi i-a trimis la Betleem. Oarecum și Irod a avut o mică contribuție și i-a trimis la Betleem și evident acolo l-au găsit pe pruncul Iisus Hristos. Dar totuși probabil nu era foarte sigur că e Iisus acolo, pentru că dacă era, mergea și Irod din prima. Da, e probabil că magii să fie avut o escortă de soldați și dacă Irod ar fi venit și el și bineînțeles că ar fi venit cu soldații lui, cu armata lui, cel mai probabil că să nu-l fi găsit, mai ales că el, scopul lui și probabil că magii și-a fi dat seama, era ca să-l omoare pe pruncul Iisus, pentru că el s-a turburat și pentru că ținea la puterea lui și la poziția lui, nu vrea ca cineva să ia locul. Dar îmi place acest aspect, zice, el i-a trimis la Betleem și el credea că ei n-au nimic de ascuns, adică nu s-a aștepta ca magii să nu treacă pe la Irod și să-i dea de știre, așa în ghilimele, cum o zis el, să vin să mă închine. Evident că nu vrea să închine, dar zice să vin, asta a fost pretextul lui, să vin ca să mă închin și eu pruncului Iisus, noului rege. Aș vrea să comentăm puțin, ziceam mai devreme, faptul că și magii au avut anumite așteptări înșelate, pentru că da, nu l-au găsit pe Iisus unde credeau că îl găsesc în palat, oamenii nu prea știau exact cine e, se pare că erau mai în cunoștință de cauză și cu toate acestea nu au fost dezamăgiți de aceste lucruri și ei și-au continuat drumul pe care au venit. Cum crezi că au reușit să treacă dincolo de aceste așteptări înșelate pe care le-au avut? Da, ei au preluat, să zic, informațiile pe care i le-a dat Irod și cărturarii și preoții, s-au dus la Betleem și zice versetul 10, apoi au văzut din nou steaua. Și când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie, adică în loc să fie dezamăgiți de așteptările lor, zice Scriptura că ei s-au umplut de bucurie când au văzut că steaua este deasupra Betleemului. Acum, rolul nu a fost ca să identifice casa, numărul, ci să identifice locul în care s-a născut, adică localitatea. Și acum ei l-au găsit pe pruncul Iisus în Betleem. Interesant faptul că, iată, practic o intervenție divină prin steaua care le-a fost arătată din nou magilor. Ei și-au putut reînnoi puterile, să zic așa, și și-au continuat drumul. Cum putem și noi să depășim lucrurile neașteptate prin care trecem? Aflați în câteva momente la 20+. Înainte de aceasta însă vă invit să urmărim un material realizat de colega noastră Loredana pentru a vedea cum se raportează la Crăciun oamenii pe care ea i-a întâlnit pe stradă.
Ce așteptări ai de la Crăciun anul acesta? De la Crăciun vreau să fie familia sănătoasă în primul rând. Pentru mine Crăciunul înseamnă nașterea lui Hristos, care ar trebui să fie, să se nască în fiecare om. Personal, să fiu sănătoasă, să-mi iasă toate treburile foarte bine cu firma. Să-mi vină părinții în țară, doar atât. Și crezi că îți vor fi împlinite? Da, pentru că mai are puțin tata și ajunge și mama deja e, dar nu pot să mă văd cu ea. Am ajuns să ne dorim să fim sănătoși, în primul rând, să avem liniște în țară, în lume, să putem să ne bucurăm de viață și de frumusețile pe care ni le oferă ea. Credeți că vă vor fi împlinite așteptările? Depinde de noi foarte mult. Și atunci, pentru familie, în principal depinde de noi și eu sper să fim sănătoși, liniște și pace, nu numai de noi depinde, dar ne dorim. Am revenit la 20+. Discutăm despre povestea nașterii lui Isus și despre relevanța pe care ea o are pentru noi astăzi, alături de Daniel Lavric, care este student la teologie. Daniel, am vorbit puțin mai devreme despre felul în care magii l-au așteptat pe Isus și au reușit să-și depășească așteptările neîmplinite. Și în cazul nostru, de foarte multe ori, lucrurile în viață nu se întâmplă așa cum ne-am dori. Și dacă este să ne referim numai la perioada aceasta a sărbătorilor în care suntem acum, dar și în general, nu știu, nu se întâmplă lucrurile cum ne dorim la job, în relația cu cei dragi. Cum să începem să vedem dincolo de ceea ce ni se întâmplă? Cred că una dintre problemele noastre este că noi ne așteptăm ca Dumnezeu să se plieze la problemele noastre, să oarecum să ne facă mofturile noastre. Atunci dacă Dumnezeu nu se pliază așa cum am vrea noi, nu face sens pentru noi. Adică și la magii, faptul că ei se așteptau ca Mesia, bratul iudeilor, să se nască într-un palat. Când au văzut că nu s-a născut într-un palat, Scriptura nu spune că s-au supărat sau că s-au întors înapoi acasă. Da, zice, au luat informația lui Irod și au plecat la Betleem. Cred că marea problemă a noastră și, în mod special, a creștinilor este că și-l imaginează pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care oarecum ne face mofturile noastre. Asta aștepta și poporul Israel. Aștepta un izbăvitor care să-i izbăvească din robia romană. Și pentru că Hristos, așa în ghilimele, nu s-a ridicat la așteptările lor, nu l-au primit, l-au respins. Acum, cert este că Dumnezeu, care este suveran și infinit, El vrea ce este mai bine pentru noi. Marea problema noastră este că de multe ori noi nu îl înțelegem pe Dumnezeu problema și mai dificilă este că nu acceptăm planul lui Dumnezeu. Acum, când Dumnezeu s-a descoperit omenirii, a făcut-o într-un mod accesibil și oarecum Dumnezeu a fost interesat ca să ne vorbească pe înțelesul nostru, dar nu și ca să satisfacă mofturile noastre. Pentru că noi de multe ori acum, e clar că noi gândim și folosim creierul câteva procente din capacitatea creierului, dar și dacă am folosit creierul la capacitate maximă, tot am rămâne ființe limitate. Și nu putem să înțelegem întregul plan al lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu infinit. Și pentru că nu înțelegem de multe ori, începe să cărtim și să murmurăm, doar pentru că nu înțelegem cum Dumnezeu lucrează și ne este greu să acceptăm planul Lui. Crezi că este greșit să ne formăm noi așteptările noastre, care de multe ori sunt paralele cu ceea ce vrea Dumnezeu? Nu cred neapărat că este greșit, atâta timp cât așteptările noastre oarecum corespund voii lui Dumnezeu și viața noastră se oglindește prin cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. E clar că avem așteptări și e clar că ne rugăm și avem credință, că dacă n-am avea credință, nu ne-am ruga. Ne rugăm pentru anumite probleme pe care vrem să se rezolve. Însă, cert este că noi ar trebui în toate să spunem și să facem voia lui Dumnezeu.
care este cea bună, plăcută și desăvârșită. Așa este. Aș vrea acum puțin să mai învățăm câteva lucruri pe care să le aducem în viața noastră de zi cu zi, de la magii, de la felul în care ei s-au raportat la Isus. După ce l-au găsit, Biblia ne spune că ei i s-au închinat. Și aș vrea să te întreb în mod concret, cum ne putem închina noi sau cum ne închinăm lui Isus astăzi? Da, verbul a se închina, prin acest verb se înțelege darurile pe care le-au adus ei pruncului Iisus, omagile pe care le-au făcut demitarului uman și au făcut-o cum au înțeles ei. De altfel era și erau niște daruri obișnuite în vremea respectivă care se făceau unui rege. Aur, smirnă și tămâie. Aur, smirnă și tămâie, da. Era un dar obișnuit în vremea respectivă pentru un rege. Acum noi nu cred că trebuie să aducem neapărat daruri în sensul de obiecte, ci ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este o închinare în duș și în adevăr. Ce înseamnă asta? Cert este că Dumnezeu știe înclinațiile noastre și El când a spus că noi trebuie să ne închinăm, a spus că închinarea trebuie să fie făcută și în adevăr, că am putea să ne închinăm. Și de altfel, înclinația omului naturală, umană, este de a se închina unei divinități. Așa am fost noi concepuți. Însă Hristos menționează că închinarea trebuie făcută în adevăr. Și mi-a plăcut ce spunea un arhiepiscop renumit, William Temple. Zicea, închinarea este supunerea întregii noastre naturi înaintea lui, Dumnezeu. Este deșteptarea conștiinței de către sfințenia lui, hrănirea minții cu adevărul lui, curățirea imaginației prin frumusețea lui, deschiderea inimii în fața dragostei lui și supunerea voinței de către scopurile lui. Toate acestea, reunite în adorare, formează expresia cea mai înaltă de care suntem capabili. Dumnezeu pune accent și vrea ca închinarea noastră să fie făcută în adevăr. Degeaba ne închinăm dacă închinarea noastră nu afectează inima noastră, voința noastră, intelectul nostru. Și în mod concret, cum putem face asta? Adică ce înseamnă pentru tinerii din secolul 21 să se închine în duh și în adevăr? Da, fiecare generație se închină lui Dumnezeu, fiecare cum înțelege, dar cum spuneam, Hristos ne-a precizat cum ar trebui să fie închinarea noastră. Acum Dumnezeu așteaptă și pretinde la noi ca să avem o inimă curată. Această inimă nu se transformă doar pentru că noi ne propunem ca inima noastră să devină mai bună, ci Dumnezeu, într-adevăr, ne poate da o inimă curată, o inimă care să bată pentru Dumnezeu. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este, într-adevăr, o închinare făcută în duș și în adevăr, care să fie reflectată din voia lui Dumnezeu, din poruncile lui Dumnezeu. De altfel, cartea aceasta, Biblia, nu face altceva decât să prezinte frumusețea lui Dumnezeu. Și de altfel ne învață cum să ne închinăm. Găsim în cuvânt suficiente instrucțiuni ca închinarea noastră să fie făcută în duș și în adevăr. Crezi că faptele bune pe care le facem față de cei de lângă noi, le putem contoriza, să zic așa, ca fiind daruri pe care le aducem lui Isus? Da. Zice la un moment dat Apostolul Pavel că trebuie să umblăm în faptele rânduite de Dumnezeu. Eu nu cred că îl impresionăm pe Dumnezeu cu faptele noastre, ci cred mai degrabă că faptele sunt o consecință, un rezultat a schimbării mele, a faptului că Dumnezeu m-a schimbat și am alte valori, am altă țintă, am alt scop. Că zicea un teolog, Arsis Proul, că Dumnezeu nu vede faptele ca fiind desăvârșite a oamenilor care nu sunt într-o relație cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită la motivația, atitudinea lor. Ce mă determină pe mine să fac ceea ce fac? Uh-huh. Și atunci Dumnezeu judecă motivația. Sunt preocupat de gloria lui Dumnezeu? Sunt preocupat ca să-L slăvesc pe Dumnezeu? Da, e o motivație bună. Dacă sunt preocupat de alte lucruri, atunci nici măcar faptele pe care le fac și strădania mea nu este una bună.
Dacă mă gândesc, nu știu, vreau să merg la o casă de copii, să dau unor copii niște alimente, niște jucării, dar nu sunt credincios, nu l-am pe Dumnezeu foarte conștient în viața mea, să zic așa. Este greșit dacă motivația mea este aceea, doar aceea de a-l ajuta pe copilul sărman pe care îl văd. Nu am în minte conștient faptul că îi dau glorie lui Dumnezeu. Da, acum este clar că în noi nu există nimic bun. Dacă există vreo virtute, vreo calitate în caracterul nostru, este clar de la Dumnezeu. De altfel, faptul că noi ne manifestăm dragostea unii față de alții, nu este faptul că noi suntem oameni care altruiești prin natura noastră, nu, ci este o copiere a caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste și cred că inclusiv faptele de generozitate sunt impulsionate, să zic, de Dumnezeu. Cum de altfel spunea C.S. Lewis că Dumnezeu este în noi ca să ne impulsioneze să strigăm către El și să acționăm așa cum vrea Dumnezeu, pentru că doar dacă am apelat, să zic, la virtuțile noastre, nu vom face nimic bun, pentru că natura noastră este o natură depravată, firească, păcătoasă și ceea ce facem bun este clar de la Dumnezeu. Uitându-ne la Dumnezeu, învățăm cum să ne comportăm. Deci toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Evident. Pentru final, Daniel, aș vrea să te întreb și să ne spui cum putem învăța din povestea nașterii lui Iisus, despre care am vorbit în această ocazie, să putem face față lucrurilor neașteptate care se întâmplă în viața noastră și care se vor întâmpla în 2019. Da, noi nu știm ce va duce ziua de mâine. Cert este că ceea ce am putea noi să facem și este de o importanță critică este ca să ne asumăm voia lui Dumnezeu. Noi am vrea să știm viitorul, am vrea să controlăm viața noastră, însă nu putem. Biblia zice, ziua de mâine nu este a noastră, noi nu putem să știm ce va aduce ziua de mâine. De altfel și pe ucenicii a preocupat vremea sfârșitului, când va veni venirea Fiul Omului. Și accentul pe care îl pune Hristos este pe veghere. Noi nu știm ce va fi cu viața noastră, nu știm dacă Domnul va veni în 2019, dar important este, esențial este ca noi să ne asumăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. De altfel, atunci când Hristos a fost dispus să vină pe acest pământ, nu, să-și însușească umanitatea, El n-a făcut altceva decât să facă voia lui Dumnezeu. A spus, Tată, vreau să fac voia Ta. Același lucru vrea Dumnezeu de la noi. Lăsându-ne un exemplu prin Iisus Hristos, El asta așteaptă, asta cere de la noi. O asumare totală a voii lui Dumnezeu. De altfel, umblarea noastră pe acest pământ este o umblare prin credință. Prin credință înseamnă nu prin vedere. Dacă ar fi prin vedere, n-ar mai fi prin credință. Ispita noastră, da, noi suntem mereu ispitiți ca să vedem lucrurile, să le pipăim, să fie ceva palpabil, vizibil. Însă nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că noi nu controlăm situația. Într-adevăr, dar avem tendința foarte mult să știm și să le putem controla. Cum ne putem antrena să fim mai relaxați în această privință și să nu ne dorim să deținem controlul suprem și să ne supărăm dacă lucrurile nu se întâmplă după cum noi ne așteptăm? Eu cred că dacă noi am avea încredere în Dumnezeu, nu ne-am mai îngrijora, așa de mult măcar, că zice Scriptura, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Și tendința noastră este, într-adevăr, ca să ne îngrijorăm. Noi ne luptăm și ne confruntăm cu astfel de provocări. Dar este ca și cum un copil n-ar avea încredere în părintele său. Îi pune să mănânce și ar spune, nu știu, poate mâncarea asta este otrăvită, mă tem să nu mor dacă mânc. Adică dacă ar detesta dragostea lui, cum s-ar simți părintele respectiv? La fel se simte și Dumnezeu. Când noi ne îngrijorăm, adică nu avem încredere în El, că El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Și nici de cum n-am să te lasc, niciun chip te voi părăsi. El ne-a promis. Și faptul că noi ne îngrijorăm ceea ce privește viitorul, viața noastră, căsnicia, joburile, este practic o neîncredere în Dumnezeu. Faptul că nu avem încredere sau nu avem credință că Dumnezeu este capabil să ne țină în planul Său. Cred că soluția ar fi aceasta de a ne pocăi în primul rând și de a avea credință în Dumnezeu, să credem că acest Dumnezeu măreț, care ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine,
vrea binele nostru, fericirea noastră, propășirea noastră și într-o zi să ne ducă în cer în glorie. Asta trebuie să înțelegem acest aspect și să avem o încredere neclintită în Dumnezeu. Îți mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru discuția pe care am avut-o în această ocazie și sper să ne revedem cu bine și anul viitor. Cu drag. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această ocazie specială. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și vă doresc să dați plus valoare vieții voastre, reținând următoarele. Crăciunul nu este doar despre mâncare sau decorații, deși sunt bune și ele, ci despre a vedea dincolo de așteptările pe care le avem cu privire la viață și să reușim să vedem că acel copil din iesle este împlinirea fiecarei promisiuni pe care Dumnezeu a făcut-o. Și pentru că El a fost acolo, totul va fi bine. Datorită Lui putem fi salvați și cunoaștem finalul poveștii. Să ne trăim viața astfel încât acesta să fie cadoul cel mai frumos pe care îl oferim, nu numai în această perioadă, ci în fiecare zi. La revedere!